Un copil de 10 ani din Buzău s-a electrocutat în timp ce încerca să-și facă un selfie pe vagonul unui tren dezafectat. Anchetatorii l-au găsit pe jos și cred că a fost aruncat acolo de arcul electric. Medicii l-au stabilizat și au solicitat un elicopter smurt ca să-l transporte la spitalul Grigore Alexandrescu din capitală. Vă avertizăm că urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Targă la mașină! Băiatul din comuna buzoiană Ghereseni era în vizită la mătușa lui din Buzău. După amiază a plecat împreună cu verișoarele și cu alți copii din cartier în zona liniilor de cale ferată, fără să le spună rudelor unde merge. S-a urcat pe un vagon garat și imediat ce a ajuns sub liniile de înaltă tensiune s-a produs un arc electric. A fost aruncat în aer câțiva metri, apoi s-a lovit în cădere de scara vagonului. Am auzit o explozie mare. Au auzit și mai mulți vecini de acolo, au ieșit mai multă lume afară, am văzut copilul acolo. Unde era copilul? Deci cum s-a urcat, l-a aruncat și l-a aruncat direct pe niște scări. Și el de acolo s-a mișcat când n-a vrut nimeni să pună mâna pe el. Speriați, copiii au fugit acasă și au mărturisit tot ce s-a întâmplat. Între timp, cineva a sunat la ambulanță. La venirea medicilor, băiatul era conștient, însă hainele de pe el ardeau. Conștient, cu arsuri pe 70% din suprafața corpului, gradul 3, electrocutat prin arc electric. S-a urcat pe vagoane și a fost electrocutat. L-am transportat la Spitalul Județean și de acolo la elicopter pentru Grigore Alexandrescu. Șanse rezervate, arsura este pe suprafață destul de întinsă. Se pare că băiețelul a vrut să-și facă un selfie pe vagon, fără să realizeze cât de periculos este. În goana după fotografii care să-i impresioneze pe prieteni, copiii aleg varianta selfie-urilor de pe vagoane, ignorând pericolele cărora se expun. Nu este primul incident de acest fel de la începutul anului. Acum, dacă copilul e sub 14 ani, cred că părinții ar trebui să aibă răspundere. Dacă e peste, e răspunderea lui. Dar oare ce îi face pe ei să... Nebunie, nu știu, prea mult internet, prea mult... Nu, asta strică copiii în ziua de azi. Cum ar putea fi împiedicate situațiile astea? Nu știu, asta este ceva care nu-și dă seama el ca copil, dar... Dacă este pe o linie de înaltă, pe un peron sau încă pe un tren, nu cred că poate să-l împiedice cineva. Zona unde s-a petrecut nenorocirea este chiar în mijlocul liniilor de cale ferată, unde nu aveau ce căuta copiii singuri. Acum, anchetatorii verifică dacă părinții lor vor putea fi trași la răspundere pentru cele întâmplate.